Primarul Ion Lungu a declarat că trebuie făcute lucrări de calitate în ceea ce privește branșamentele noi și înlocuirea conductelor vechi. Așa cum ați observat, a început cumva în forță primul comandament acest an la apă și la canalizare, aceleași probleme care am avut anul trecut, dar eu mă bucur că este așa, contradicții între angajații primăriei municipiului Suceava care trebuie să confirme lucrările care se fac pe acest proiect și în mod special trebuie să confirme refacerea străzilor la starea inițială. Am spus că, evident, în primul rând trebuie să facă lucrări de calitate în ceea ce privește extinderea sau reabilitarea conductelor de apă și canalizare și aici, sigur, discutăm de înlocuirea de conducte, discutăm de branșamente, discutăm de cămini care se fac. Dar la fel de important este, așa cum am spus, aducerea străzilor la starea inițială și vreau să vă spun, aici sunt foarte multe sesizări din partea cetățenilor care locuiesc pe aceste străzi. Sunt o parte din străzi începute de anul trecut, străzi de pământ, care nu au fost aduse la starea inițială, dar acum este chiar și mai dificil pentru că este umed, s-a dezghețat afară și rugămintea mea este și solicitarea mea este la aceste firme care au lucrat să aducă cât balastru este necesar pentru a asigura o circulație normală în această zonă. Avem câteva străzi foarte importante și aici mă refer în primul rând la strada Aurel Blaicu și la strada Mihai Sadoveanu, străzi care sunt, așa cum știți, prinse și în programul de asfaltare pe acest an. Au fost prinse și anul trecut, ne dorim să fie terminate cât mai repede, să putem face asfaltarea de pe Aurel Blaicu și pe Mihai Sadoveanu. În același timp sunt străzi care sunt aproape necirculabile, ceea ce spun în primul rând de strada Depoului, de unde vin foarte mulți cetățeni din cartierul Ițcani, la fel strada Dragomirna, care s-a început în această săptămână. Sigur că sunt condiții grele, se lucrează la adâncimi mari, 5-6 metri. Trebuie să înțeleagă cetățenii de acolo că se fac niște lucrări în interesul comunității, în interesul lor, până la urmă. Este necesară o clemență și din partea lor, dar în același timp firmele de construcție trebuie să-și facă datoria. Sigur, sunt multe străzi, așa cum ați văzut și dumneavoastră, care sunt predate la reabilitare, chiar 100% spun dumneavoastră aici, străzi de pământ în majoritatea lor. Inspectorii la primărie, așa cum ați văzut și dumneavoastră, contestă acest lucru. Sigur că eu am convingerea că în perioada următoare vom găsi soluții să le facem circulabile. Potrivit constructorilor, termenul de finalizare a lucrărilor de reabilitare pe cele 33 de străzi este 30 aprilie.